Potrivit raportului întocmit de către Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate, autoritatea care gestionează spitalele regionale, la consultare au participat 18 firme sau asocieri, 11 pentru dotarea Spitalului Regional de Urgență cu aparatură medicală și 7 pentru contractul de lucrări. Există și firme care și-au arătat interesul pentru livrarea de echipamente medicale. Printre acestea se numără companii care au fiecare o cifră de afaceri de cel puțin 1 miliard de lei din țări precum Austria, Turcia, România, Germania, Bulgaria, Olanda sau Cipru. Licitația de construire a Spitalului Regional de Urgență Iași va fi lansată până la sfârșitul acestui an sau cel târziu în prima parte a anului viitor.